Cazul copilei de 12 ani ținută în lanțuri de părinții celui care ar fi trebuit să-i devină soție de parte de final. După o noapte petrecută în spatele gratilor, atât mama cât și viitoarea soacră a fetiței au dat cu subsemnatul azi în fața procurorilor. Femeile sunt acuzate de lovire, lipsire de libertate și rele tratamente aplicate minorului. Iulia Stanciu are amănunte. Iulia, cum și-au motivat femeile fapta? Bună ziua, cele două femei spun că au ținut-o pe fetiță în lanțuri pentru că nu s-au supus tradiției. Copila de doar 12 ani, care a fost vândută familiei viitorului soț, nu s-a putut obișnui cu gândul că trebuie să se mărite și a încercat să fugă. Așa se face că viitorii socri au legat-o ca să o împiedice să plece. Sunt explicații care i-au lăsat cu gura cască chiar și pe procurori, care au cerut deja arestarea lor preventivă. Între timp însă autoritățile au trecut la măsuri. Protecția copilului a deschis o anchetă și cel mai probabil va merge astăzi acasă la familia fetei pentru a le lua de acolo și pe cele două surori ale copilei. Toate cele trei fete vor ajunge în grija statului. Oana? Mulțumesc pentru informație, Iulia.